inspirația, dacă n-ai inspirație, nu poți să realizezi mare lucru. Adică, din punctul meu de vedere, inspirația face diferența. Pur și simplu, curiozitatea m-a făcut să ajung la nivelul acesta. Și, bineînțeles, întotdeauna am concurat cu mine, pentru că am avut succes cu o fotografie, după aceea cu alta. Provocarea mea era tot timpul să văd, oare mai pot să mai realizez încă una la nivelul ăsta, sau pot să găsesc altceva, sau pot să văd altceva, sau pot să fac mai mult. Nu credeam că pot să am atâta răbdare, dacă e să o luăm așa. Și nu credeam că ceva ce îmi place mă poate motiva să insist atâta de mult pe un subiect. Ce butoane ai apăsat pentru a ajunge acolo, pe drumul tău? Ce mecanisme interioare, ce calități ți-ai cultivat pentru a ajunge la această realizare? Întrebare foarte interesantă. În primul rând, bine ați venit la mine în studio. Când mă gândesc la mecanismul sau la butoanele care m-au dus aici, îmi trece prin minte, de fapt, un singur cuvânt, pasiunea. Nu poți să realizezi ceva important, să zic așa, dacă nu ești pasionat. Eu cred că ăsta este secretul meu. Munca și pasiunea, sau munca cu pasiune. Dacă ar fi să concluzionez după atâția ani, nu cred că este niciun secret în afară de asta. Bun, deci munca îmbinată cu pasiunea. Da, munca făcută cu pasiune. Ce loc ocupă inspirația de moment în procesul tău creativ? Păi, cred că este cel mai important lucru. Inspirația, dacă n-ai inspirație, nu poți să realizezi mare lucru. Adică, din punctul meu de vedere, inspirația face diferența. Inspirația de moment, inspirația care vine, nu știu, cel puțin la mine am văzut că există mai multe tipuri de inspirație, ca să spun așa. Există inspirația în care ești într-un anumit loc, într-un anumit moment, vezi ceva deosebit și pur și simplu realizezi fotografia. Și există, nici nu știu dacă se cheamă inspirație, există momentele acelea în care vezi un subiect, te stimulează, te inspiră, vrei să realizezi ceva, ai în cap o idee, un anumit tip de fotografie și așa mai departe, insiști pe acel subiect și ți iese total altceva. Și am multe exemple în acest sens. Cel mai simplu exemplu este fotografia mea foarte cunoscută de la Cuiejdel, alb-negru, care se cheamă Yin și Yang. Pot să zic că acea fotografie am realizat-o pentru că înainte cu un an de zile am fost acolo la lac și am realizat o altă fotografie foarte simplă cu bețele pe zăpada proaspătă, fotografie realizată ziua în ameaza mare și luminile, umbrele bețelor formau niște diagonale foarte interesante, foarte frumoase. E bine, eram curios să văd ce se întâmplă înainte de asta, înainte să înghețe complet lacul. Și pot să zic că m-am gândit la momentul acesta cu foarte mult timp înainte. Nu știam ce va ieși, dar ideea, dorința, curiozitatea m-au împins să insist, m-au îndemnat să insist pe acest subiect și pur și simplu, în momentul potrivit, a ieșit fotografia respectivă, lucru la care nu mă așteptam absolut deloc. Deci nu aveam în minte așa ceva, a ieșit total diferit față de ce mă așteptam. Nu știu dacă m-a răspuns la întrebare sau dacă se înțelege, dar așa văd eu lucrurile din punctul meu de vedere. Și atunci când privești o fotografie, cum știi că este reușită? Pentru că e adevărat că frumusețea stă în ochii privitorului, nu? Dar există anumite principii care trebuie respectate pentru calitatea unei fotografii? Acum, ca să fiu sincer, și probabil că printre cei care se uită la emisiune așteaptă răspunsul acesta. Un răspuns, adică e o întrebare foarte bună, însă răspunsul vine mai greu.
De ce spun că vine mai greu? Pentru că la început, când încep să faci fotografii, este foarte greu să-ți dai seama dacă o fotografie este bună sau nu. E un lucru perfect normal și, prin, cum să vă zic eu, face parte din proces. Din proces, dacă persoana respectivă insistă, dacă este pasionată și dacă vrea să meargă mai departe în domeniul acesta. Este, la început este foarte greu să-ți dai seama dacă o fotografie este reușită sau nu. Pentru că tu ești subiectiv și înveți să folosești aparatul, înveți despre tehnica fotografică, înveți foarte multe lucruri noi și reușești să faci niște fotografii corecte din punct de vedere tehnic, al expunerii și așa mai departe, poate și al compoziției, dar pentru tine poate să fie wow sau super, însă pentru un profesionist sau un ochi format să nu fie la fel de bună, ca să mă exprim așa. Și atunci, ca să fiu sincer cu noastră, în timp încep să realizez când realizez o fotografie bună. Și este perfect normal, face parte din proces, nu știi, la început. Cumva povestea mea așa a început că practic de aici am plecat, de aici m-am înscris la concursurile de fotografie, pentru că la concursurile internaționale și la concursurile cele mai bune, chiar și de la noi, fotografiile tale sunt judecate de un juriu. Și atunci poți să spui că faptul că te înscrii la un concurs de genul ăsta, pur și simplu te verifici pe tine. Și vrei să știi dacă portofoliul tău sau o anumită fotografie este bună sau este așa de bună cum crezi tu sau nu. Și credeți-mă, cele bune cumva plac la foarte mulți. Unele câștigă concursuri, altele ajung în finală, dar întotdeauna cele bune sunt apreciate de juriile mai multor concursuri. Și am pățit asta. Dar da, acum știu când realizez o fotografie bună. Dar dacă mă întrebați acum 5-6 ani, mi era greu să-mi dau seama, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. În juriile acestea, în cadrul concursurilor internaționale de fotografie, există specialiști în imagine care evaluează fotografiile participante. Da. Cum mai fac ei diferența între cea, o fotografie, să o numim naturală, și una foarte procesată? Pentru că astăzi, în contextul tehnologiei, orice fotografie poate părea profesională. Cum fac ei diferența? Foarte simplu. Orice concurs care se respectă în faza finală cere fotografia originală. Și este foarte simplu să îți dai seama dacă a fost manipulat în mod exagerat, dacă au fost scoase elemente din fotografie sau adăugate elemente. Deci nu-i ceva foarte complicat, să zic așa. Da, tehnic, pentru că un fotograf bun prinde momentul bun. Da, corect. Da, deci nu-i nimic ieșit din comun și toate concursurile mari care se respectă în faza finală a concursurilor cer fotografiile originale, deci nu prea ai cum să fentezi sau să câștigi ceva spunând că să câștigi ceva, dar creând un fals sau, nu știu, să pui elemente, nu știu, animale sau culori sau așa mai departe, pentru că se vede. Și faptul că ai fotografia originală dovedește faptul că tu ești autorul și dovedește faptul că ceea ce ne arăți în final, pentru că fotografiile, toate fotografiile, ca să ne înțelegem, trebuie procesate. Aparatele de fotografie profesionale rețin foarte multe detalii, însă ele cumva, să mă exprim așa între ghilimele, trebuie developate în Photoshop. N-ai cum să folosești un aparat profesional fără un program de editare. Sunt foarte multe programe de editare, însă toată lumea cunoaște Photoshop-ul, că este cel mai popular, dar sunt mai multe. Și practic se vede, deci nu prea ai cum să fentezi sau cum să falsifici lucrul acesta. Nu în ochii știutorilor, nu. Cunoscătorilor. Nu. Sau poți să dai impresia că este ceva, dar când ți se cere fișierul original, se vede clar dacă este ceea ce spui sau nu este. Asta pe partea de estetică a fotografiei. Okay. Pe partea de etică, exista o afirmație care a rămas la un moment dat foarte controversată a unui fotojurnalist apreciat
indiscutabil, Robert Capa se numește, care spunea: dacă fotografiile tale nu sunt suficient de bune, înseamnă că tu nu te afli suficient de aproape. Aproape de esența subiectului, interpretez eu. Aproape de esența a ceea ce tu cauți să fotografiezi. Rezonezi cu această afirmație și tu ce cauți în fotografiile tale? De sunt atât de reușite. Acum, sincer să fiu, eu nu am fost în război ca și Robert Capa. Ca să fiu sincer cu noastră. Da, este o afirmație care, din punctul meu de vedere, este adevărată, dar nu știu cât de mult se aplică la fotografia de natură. În cazul meu, dacă vorbim strict despre fotografiile mele, da, pot să spun că această afirmație se apropie cel mai mult despre, când vorbim despre fotografiile aeriene, despre fotografiile din dronă. Da, eu am observat că fotografiile mele din dronă sunt cele care, exact cum spuneți și noastră, sunt foarte aproape de subiect. Și recunosc că de foarte multe ori am zburat cu drona mult prea aproape de subiect. Că acum toată lumea știe că am realizat foarte multe fotografii la Cuiejdel, la lacul Cuiejdel. Nu vreți să știți de câte ori am zburat printre copacii respectivi. Și într-adevăr, unele fotografii fac diferența când efectiv riști foarte mult, trebuie să recunosc. Și am pățit asta, nu s-a întâmplat nimic în cazul meu, pentru că, repet, nu era nimic riscant în asta decât să pierzi o dronă. Dar, da, unele fotografii fac diferența când ești foarte aproape. Repet, în cazul meu, în natură, cu un teleobiectiv, eu nu fac fotografie de wildlife sau fac foarte rar. Dar la fotografiile aeriene, da, pot să spun că face diferența lucrul ăsta. Eu mă apropii foarte mult de subiect. Deși pare că, sau te gândești că o fotografie aeriană este realizată de undeva de sus, de la o înălțime foarte mare, eu, ca să fiu sincer, eu cu drona mea zbor foarte jos. Chiar consider că există o zonă a dronei, o zonă în care nu poți să realizezi fotografiile respective decât cu drona. Deci nici cu aparatul, nici din avion, ci pur și simplu doar dacă ai o dronă. Și probabil că acolo am reușit să fac diferența, pentru că am folosit drona în niște situații în care îți trebuie curaj, sau să nu te gândești că o pierzi, sau pur și simplu să te gândești, să te concentrezi, să realizezi ceea ce îți propui în momentul respectiv. Dar în arta ta, în proiectele tale în general, ai avut vreodată o miză sau un ideal de la care ai pornit totul? Nu, tot timpul am vrut să mă autodepășesc. Am fost întotdeauna curios, ca să fiu sincer cu noastră, am făcut și fotografie pe film, am și acum acasă în frigider câteva role de film. Am developat filme, am scanat filme. Eu tot timpul am fost curios în ceea ce privește fotografia. Folosesc foarte multe obiective. Normal că am câteva pe care le prefer, dar tot timpul sunt curios să încerc altceva, să văd altă perspectivă, să pur și simplu curiozitatea m-a făcut să ajung la nivelul acesta. Și bineînțeles, întotdeauna am concurat cu mine, pentru că am avut succes cu o fotografie, după aceea cu alta. Provocarea mea era tot timpul să văd, oare mai pot să mai realizez încă una la nivelul ăsta sau pot să găsesc altceva sau pot să văd altceva sau pot să fac mai mult. Și de aceea tot timpul am schimbat perspectiva sau aparatele sau pur și simplu experimentez foarte mult ca să trag o concluzie. Și probabil că așa am reușit să evoluez în domeniul acesta. Ce loc ocupă atenția la detalii în procesul tău creativ? Este foarte important. Este foarte important lucrul acesta pentru mine. Păi, știți, vorba aia, detaliile fac diferența. Și aici, când discutăm despre detalii, iar este o discuție care poate să fie un pic mai complicată. Pentru că, nu știu cum să vă explic, câteodată detaliile înseamnă, putem să ne gândim la fotografie ca și fotografia macro, unde trebuie să, sau trebuie, unde poți să faci diferența dacă tu observi niște detalii în natură, nu știu,
o frunză, o scoarță de copac, niște pietre foarte interesante sau nu știu, tot felul, de exemplu, gheața și așa mai departe, sau putem să ne gândim la detalii ca ansamblu, adică să vă dau un exemplu la fotografia aeriană, când zbor cu drona deasupra unei păduri. Tu fotografiezi o arie destul de mare, de vastă, o suprafață mare, dar pentru o pădure care este întinsă, pătrățelul pe care l-ai fotografiat este totuși un detaliu, dacă stăm să ne gândim așa. De aceea consider foarte importante detaliile. Chiar dacă vorbim de fotografii, moduri de a fotografia diferit sau categorii diferite de fotografie. Deci știm că viziunea pe care o proiectează un fotograf asupra realității formează, de fapt, arta sa. Da. Cum te-a ajutat până acum fotografia să te cunoști pe tine însuți? Oh, întrebare foarte bună. Foarte bună întrebarea. Păi, sincer să fiu, este foarte important să nu renunți. Deci, de exemplu, sunt unele fotografii, eu le numesc niște fotografii sau am câteva fotografii pe care le-am muncit, ca să zic așa. Adică aveam ceva idei sau aveam o idee, exact cum am zis la început, pe care o urmăream. Însă nu știam ce vreau să fac. Și efectiv am insistat. Sunt unele fotografii la care efectiv am insistat și o săptămână sau două. Ori am așteptat vremea potrivită, ori am așteptat să plouă sau să fie ceață sau ceva. La altele, cred că am așteptat 2 ani. Unele au ieșit wow, altele n-au fost ce trebuie. Și ce vreau să spun cu asta e că nu credeam că pot să am atâta răbdare, dacă e să o luăm așa. Și nu credeam că ceva ce îmi place mă poate motiva să insist atâta de mult pe un subiect, să merg de mai multe ori într-un loc, să caut, să văd dacă pot să fac ceea ce am în minte și așa mai departe. Și pe lângă faptul că descoper că, nu știu, ambiție e cam mult, nu știu, ai puterea să nu renunți, ca să zic așa, îți dai seama și că ajungem iar la detalii, ești foarte meticulos și cauți să obții ceea ce ți-ai dorit și cum ți-ai dorit să fie. Și e mare lucru, pentru că nu știam asta despre mine, de exemplu, acum 15-20 de ani. Că una e să spui că faci și că ai ambiție și că dacă te apuci de ceva te ții, și alta e să demonstrezi asta. Și na, pentru mine a fost interesant să descoper lucrul ăsta, ca să spun așa.